aflu în mașină. Iată că lucrurile funcționează. Eu sunt la a patra întâlnire pe ziua de astăzi. Am avut mai multe întâlniri cu parteneri și noi prospecți și toate au avut succes extraordinar. Asta înseamnă că oamenii sunt deschiși spre soluții, spre o viață mai bună, sunt deschiși să afle informații, să cunoască oameni noi și toate aceste lucruri sunt extraordinare, aduc rezultate frumoase atunci când faci parte dintr-o echipă. Dragii mei, vreau să vă apreciez pentru că în seara aceasta sunteți aici din nou. Știu că sunt și persoane noi invitate, felicitări tuturor. Ați primit acest link pentru a avea acces la o întâlnire restrânsă în care se vor discuta idei mărețe, frumoase pentru viitorul fiecăruia dintre noi. Cu toții suntem interesați de un viitor mai bun, de o viață mai bună, nu-i așa? Dar prea puțin sunt oamenii care sunt dispuși să și împărtășească cu noi cum am putea obține toate aceste lucruri. Și mă refer la viața de zi cu zi. Nu prea avem atât de mulți oameni deschiși să ne spună, poate că unii nu știu, nu cunosc, alții nu vreau, așa că iată-ne aici cu o mare șansă de a auzi informații de calitate în această seară și fiecare dintre dumneavoastră decideți ce veți face cu această informație. O faceți să înflorească sau o lăsați acolo la nivelul care îi și există acum, da? Așadar, eu am rugăminte la dumneavoastră pentru că vă sunt gazdă, să vă lăsați grijile deoparte, undeva în afara camerei în care stați, să fiți deschiși, să vă deschideți mintea, sufletul, chiar și o agendă, să aveți un pix, dacă aveți întrebări să vi le notați și să le adresați persoanei care v-a invitat în această întâlnire pentru a clarifica răspunsurile sau ceea ce vreți să mai știți în plus față de ceea ce o să auziți. Eu sunt foarte încântată pentru că în această seară avem un invitat cu totul și cu totul special, special pentru mine, pentru familia mea, este linia mea de îndrumare, este persoana care mie și soțului meu ne-a arătat această oportunitate frumoasă și este femeia care mi-a dat curaj să fiu și eu o femeie de afaceri, o femeie puternică, să-mi construiesc propria afacere, așa că în seara aceasta nu mi-este foarte ușor să o prezint, pentru că știu cât de multe beneficii a adus în familia noastră întâlnirea cu dumnea ei și cu soțul, bineînțeles. Știu cât de mult s-a schimbat viața noastră din momentul în care ne-am cunoscut și știu cât de mult ne-a ajutat să punem bazele afacerii despre care o să auziți în această seară. O doamnă cu calități extraordinare, o doamnă foarte entuziastă, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu cu viziune, cu încredere, tot ceea ce transmite este wow. Iar stând în preajma acestor oameni, am ajuns să-i copiem și să avem rezultatele pe care ni le-am dorit. Așadar, în seara aceasta, pentru dumneavoastră, o să avem invitat o doamnă care vorbește în întâlniri internaționale, atât și în țară cât și în afara țării, extrem de apreciată de lideri din toată lumea, cei care îi cunosc și le știu valoarea ca și familie, o doamnă care vine spre dumneavoastră cu informații excepționale, precum ați văzut și titlul acestei întâlniri, da? Pentru cei care ați primit link-ul, așa că vă recomand să fiți deschiși și să vă gândiți că și dumneavoastră ați putea fi unul dintre campionii acestei oportunități. Pentru cei care încă nu ați închis microfoanele, am rugămintea să le închideți, așa ca să nu deranjăm întâlnirea, să nu deranjăm invitații. Și vreau să dau cuvântul în continuare omului, persoanei, femeii puternice, care prin contact cu toți ceilalți a schimbat viața multora în bine. Îi mulțumesc pe această cale și o invit în fața dumneavoastră pe doamna Luminița Dascălu. Mulțumesc! Wow! Dana, dacă n-am avut emoții până acum, acum chiar am emoții. Ai reușit să faci lucrul ăsta. Sper să fiu pe măsura așteptărilor voastre, pentru că atâtea cuvinte frumoase ai putut să spui despre mine, încât mă gândeam, aoleo, nu se mai oprește. Da, eu sunt o fire mai modestă, mai
Îmi plac lucrurile mai simple. Da, doamna Dascălu, îmi pare foarte rău, dar asta simt și eu ce simt transmit. Așa că știind că o să fiu gazdă în această seară doar cu 5 minute înainte, iată cât de frumos îmi amintesc de dumneavoastră, deci nimic nu este regizat, totul este ceea ce simt. Așa că vă doresc succes și vă așteptăm să vă ascultăm cu drag și încredere. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet, Dana, mulțumesc tuturor! Hristos a înviat, vă spun și eu, și vă salut cu mult, mult respect pe absolut toată lumea, pe toți cei prezenți, pe lideri și vreau să felicit în mod special pe toți cei care sunt în seara asta pentru prima dată la un astfel de eveniment sau chiar poate nu pentru prima dată, dar sunt mai începători, mai timizi, mai la început și vreau să vă spun că toate lucrurile, toate cuvintele frumoase pe care Dana Vâjdea mi le-a spus m-au emoționat și m-au impresionat. Nu știu dacă sunt chiar atâtea, pentru că ea mă vede și mă iubește cum și eu o iubesc și vă iubesc pe toți cei care sunteți prezenți și pe cei care nu vă cunosc. Îmi plac oamenii, iubesc oamenii și probabil că lucrul ăsta se simte și cei care atunci când trebuie să mă prezinte, să vorbească despre mine, găsesc lucruri, adică le spun, mă rog, ce simt ei. Sper să fiu pe măsura așteptărilor voastre în această seară, pentru că o să mă adresez în primul rând și în mod special celor care sunt mai noi, celor care sunt pentru prima dată și vreau să vă spun bine ați venit în comunitatea celor care își doresc mai mult. Și faptul că sunteți prezenți în acest eveniment spune multe despre dumneavoastră, faptul că sunteți oameni receptivi, deschiși la nou, care cu siguranță vă doriți mai mult și ați răspuns afirmativ invitației celui care v-a făcut-o. Sper că până la sfârșitul întâlnirii, toate informațiile care o să vi le ofer să vă ajute să luați decizia cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Pentru că, dragilor, întâlnirea de miercuri vă poate ajuta să luați informații, influență, energie pozitivă, viziune, pregătire pentru a-ți construi o viață mai bună, așa cum ți-o dorești sau așa cum ți-o planifici sau cum ți-ai dorit-o, nu? Pentru că cu toții ne dorim întotdeauna ceva mai mult, aspirăm la lucruri mai frumoase. Și îmi place cum spune o replică că atunci când tu ești regizorul vieții tale, tu îți scrii scenariu, sigur că ai vrea și trebuie să fie cu happy end tot scenariul vieții tale, nu? Atunci când te-ai uitat la un film, ți-a plăcut când s-a terminat cu happy end, cu lucruri frumoase și lucruri bune. Ei, și viața noastră, noi ne scriem scenariul vieții noastre și este foarte important să îl scriem și să lucrăm la el pentru a ajunge să trăim viața pe care ne-o dorim. Și da, pentru cei care nu mă cunosc, sunt Luminița Dascălu și sunt din Suceava, iar împreună cu soțul meu am luat contact cu oportunitatea EMOI în urmă cu 18 ani. Ce mai trece timpul ăsta? Atunci eram tineri și fără bani, însă cu scopuri și cu aspirații mari. Provenim dintr-o familie, din familii modeste, cu venituri limitate. Însă nu ne-am dorit să rămânem așa. Probabil și voi cunoașteți proverbul că nu ești tu vinovat dacă te-ai născut sărac, vinovat ești dacă rămâi așa. Așa că noi nu ne-am dorit să rămânem așa, eram în permanentă căutare de soluții și cum știm că atunci când cauți și soliciți și te rogi, Dumnezeu îți scoate oportunități. Și cred că este una dintre cele mai potrivite pentru că se pliază pe nevoile și pe posibilitățile oricărui om care își dorește să facă schimbări în viața lui. Așa cum spuneam, am întâlnit o familie și noi în urmă cu 18 ani, care ne-a propus colaborare și parteneriat cu compania EMOI. De aceea mi-am propus să vă spun câteva lucruri despre cine este compania EMOI. Este o companie de marketing globală care promovează și extinde comerțul electronic, cumpărături la domiciliu. Nimic străin și ciudat pentru niciunul dintre dumneavoastră, pentru că mai ales în ultima perioadă cu toții am luat contact cu acest lucru, cumpărături la domiciliu. Compania a luat ființă în urmă cu 60 de ani și s-a extins în toată lumea.
Impresionant a fost viziunea companiei Amway, încă de acum 60 de ani, asupra viitorului, și anume cumpărături la domiciliu cu produse biodegradabile. Acest lucru în timp i-a adus un loc fruntaș, un loc întâi în lume, în topul companiilor de network marketing. Cu o cifră de afaceri uriașă, și-a făcut planurile pentru următorii 60 de ani, în care te include și pe tine, cel care astăzi ești pentru prima dată. Și vreau să te întreb cam cum te simți sau cum te-ai simți ca o companie care este numărul 1 în lume îți propune o colaborare și un parteneriat. O companie care îți propune activitatea asta fără ca tu să implici riscuri financiare și să poți să o demarezi în timpul tău liber sau mai exact pe lângă servici, fără să ți-l afecteze, dacă îl ai. Dacă nu, nicio problemă. Ce îți propune Amway și ce ai de făcut? În primul rând, schimbări. Pentru că atunci când vrem să schimbăm lucrurile în viața noastră, trebuie să ne gândim serios la aceste lucruri, la schimbări. Și cum știm că schimbările nu plac și nu sunt foarte comode, Amway s-a gândit la lucrul ăsta și vine cu o propunere extrem de simplă. Schimbare care de fapt nici măcar nu este o schimbare, ci îți propune să-ți schimbi locul de unde îți faci cumpărăturile, astfel încât să ai un stil de viață mai sănătos, pentru că toate produsele de la Amway sunt biodegradabile și au niște avantaje suplimentare față de cele din comerț. Și anume, faptul că sunt extrem de concentrate, așa cum spuneam, sunt biodegradabile și au garanție de satisfacție. Atunci când le-ai achiziționat, indiferent ce produs, dacă nu ți-a plăcut sau nu te-a satisfăcut calitatea lui, îl poți returna și îți primești banii integral cu cât l-ai cumpărat, chiar dacă l-ai consumat jumătate sau chiar trei sferturi. De fapt, ce implică activitatea Amway odată pornit, nu e altceva decât reclamă. Probabil știți că marile companii plătesc sume foarte mari pentru reclama publicitară care se face prin mass media. Ei bine, compania Amway nu își face reclamă publicitară prin nicio altfel de sursă, ci este dispusă pe noi să ne plătească dacă suntem dispuși să recomandăm în cercul nostru de cunoștințe acest sistem de cumpărături inteligent. Când spun inteligent, repet, produse biodegradabile, produse direct de la producător fără adaos comercial, produse concentrate și cu garanție de satisfacție. Practic, care este acțiunea ta? Folosești produsele și le recomanzi și în felul ăsta ești plătit. Cum ești plătit? Foarte interesant, toate produsele pe care le achiziționăm au puncte. Iar pe măsură ce tu îți faci cumpărăturile, aduni puncte, iar la sfârșitul lui compania ți le plătește. Cu cât cumperi mai mult, cu atât aduni mai multe puncte și cu atât ești plătit și câștigi mai mulți bani. O idee mai simplă ca și asta nu cred că există. Gândiți-vă un pic. Îți faci cumpărăturile, mai spui și altora și ești plătit. O altă sursă de venit și de a aduna cât mai multe puncte este din recomandările în cercul tău de prieteni în a-și schimba locul de cumpărături. Mai exact, atunci când ai recomandat în cercul de prieteni, cumpărăturile pe care aceștia și le vor face generează la rândul lor puncte. Și prietenii tăi vor fi plătiți din punctele pe care le generează într-o lună. Doar că punctele lor se adună la punctele tale, astfel încât vei a genera mai multe puncte pentru care ești plătit. Nu o să-ți dau prea multe detalii în seara asta, cert este că exponențial poți să crești de la venituri mici la venituri substanțiale. Decizia ți aparține atât a implicării, cât și a generării de puncte. Totul depinde de decizia pe care o iei. Nu mai vorbesc de faptul că, odată crescând și având o echipă generoasă în spatele tău care a pornit din recomandările tale, la un moment dat poți să beneficiezi și de vacanțe gratuite oferite de companie în stațiuni de lux din lume. Ei, ce spui? E foarte greu? Eu sunt convinsă că și tu, cel care ești pentru prima dată astăzi aici,
ai putea să ne te alături și să poți să faci echipă cu noi. Și dacă ești o persoană ocupată, cu servici, cu familie, cu copii, așa cum am fost și eu, și dacă timpul și banii sunt o problemă, îți sugerez să iei legătura cu persoana care ți-a dat link-ul și care te-a invitat în această întâlnire, să-ți arate și să te îndrume cum poți să te organizezi și cum poți să faci toate aceste lucruri împreună cu el, cu persoana care ți-a dat link-ul. Și aș începe să vă spun și eu, să vă dau câteva sugestii și recomandări pe care și eu, la rândul meu, le-am urmat și le sugerez celor cu care încep să colaborez și să lucrez. În primul rând, este important să stabilim prioritățile și să ne organizăm timpul. Pentru că întâlnesc din tot mai mult oameni și probabil și voi sunteți unii dintre care spuneți nu am timp, am servici, am copii, așa cum am menționat, însă cu o programare foarte, foarte planificată, vă asigur că veți putea să faceți toate celelalte lucruri alături de activitățile zilnice pe care le faceți deja. Iar mai întâi vă sugerez, împreună cu cel care v-a invitat, să răspundeți la câteva întrebări. Nu întâmplător a spus Dana, luați-vă ceva de scris. Pentru că eu o să vă sugerez câteva lucruri pe care dacă o să le notați, o să revizuiți, o să treceți peste ele și credeți-mă că vă vor putea ajuta foarte mult. Important, atunci când ai început sau când ai pornit la drum, să-ți răspunzi la câteva întrebări, crede-mă că toate acestea te vor ajuta să te poți organiza cu mult mai bine. Prima întrebare. De ce m-aș implica în afacerea asta? Eu, când am fost pus în fața acestei întrebări, am spus, cum, de ce? Păi, sunt multe motive. La tine care sunt? Păi, hai să vedem, ce-ți dorești foarte tare? De ce te-ai implica? Pentru bani? Pentru mai mult timp? Poate să-ți cumpere o casă, poate o mașină? Poate să îți ajuți copiii sau părinții? Sau pur și simplu pentru un alt stil de viață, să faci o schimbare în viața ta. Eu mi-amintesc că atunci când am pornit afacerea și mi-am pus întrebarea asta, vă spun că aveam un nivel de plafonare pentru că aveam un serviciu care mi-aducea niște venituri extrem de limitate, nu mi-ajungeau de la o lună la alta și munceam o lună de zile pentru o sumă de bani care nu mi-ajungea nici măcar un sfert din lună, că trebuia să-mi dau datoriile și... E o poveste pe care n-are sens să vă spun pentru că o cunoașteți deja sau ați mai întâlnit astfel de persoane. Și eram foarte tineri și plafonați. Ia gândiți-vă, în timp cât ești dispus să stai pe această plafonare cu un venit limitat și cu o viață limitată din toate punctele de vedere. Poate voi nu sunteți așa. V-aș felicita. Și tot merită să te implici și să-ți răspunzi în primul rând la întrebarea de ce m-aș implica în afacerea asta. Ai nevoie să-ți descoperi de ce-ul tău. Pentru că odată descoperit, te vei putea duce la a doua întrebare. Întrebarea cu numărul 2. Cât sunt de importante pentru mine aceste lucruri? Și iarăși, reflectează. Ți-ai descoperit de ce-ul și reflectează cât sunt de importante toate aceste lucruri despre care am vorbit. Au importanță sau nu? Știți cum o să spuneți, mă, răspunzând la întrebările astea nu fac altceva decât să vorbesc cu mine. Da. Apropo, de când n-ai mai vorbit cu tine? Când a fost ultima oară când ai dialogat cu tine? Dacă ești mulțumit de tot ceea ce ai și de viața pe care o duci. De aia spuneam, bine ai venit în clubul celor care își doresc mai mult. Pentru că toți cei care sunt prezenți în întâlnirea asta și sunt lideri excepționali pe care îi admir și îi respect foarte mult, sunt oameni care își doresc mai mult. Și după ce au ajuns să-și trăiască propriile vise și să trăiască o viață frumoasă, acum nu fac altceva decât să-i ajute și să-i susțină pe cei din jurul lor. Pentru asta îi respect și mă înclin în fața lor. Dragi lideri, vă respect foarte mult. Întrebarea numărul 3. Ce sunt dispus să fac să le pot avea aceste lucruri, să le pot obține? Ia gândiți-vă ce ați fi dispuși. Ați fi dispus să faceți o schimbare în viața voastră? Schimbarea, așa cum spuneam, îmi schimb magazinul de unde îmi fac cumpărăturile. Și mai spun și altor persoane.
Sunt schimbări extrem de minore în comparație cu lucrurile importante pe care poți să le obții. Ok, după ce răspunzi la întrebarea cu numărul 3, pune întrebarea numărul 4. Cât timp sunt dispus să aloc să mă implic în această activitate? Și nu întâmplător am pus această întrebare, pentru că întâlnesc oameni care spun nu am timp și nu am nici bani. Nu ai timp, dar nu întâmplător te-am trimis către persoana care ți-a dat link-ul și te-a invitat, pentru că este persoana care are cu mult mai multă experiență, te va ajuta să-ți faci organizarea timpului și o să constați că cu un minim de timp te poți implica. Păi ia gândește-te, mergi la cumpărături? Cât timp pierzi mergând la cumpărături? Evitând acel timp, îl poți aloca în activitatea asta. Cum o să te ajute cel care te-a îndrumat, îndrumătorul tău? Pentru că nu trebuie să te ocupi full-time, adică în fiecare zi. Îți verifici, îți faci agenda de luni până duminică, îți calculezi care sunt prioritățile. Hai să vedem ce e prioritar pentru tine. Păi, în primul rând, să spunem, da, serviciu, da? Sau activitatea pe care o ai pentru că ți-asigură supraviețuirea sau ți-aduce venitul lunar în casă. Bun. Care e al doilea lucru principal, important și vital pe care trebuie să-l faci? Nu știu, gândește-te, familia, da? Dar atâta timp cât familia este sănătoasă, cât este bine, putem să mai facem ceva care să ne aducă un venit suplimentar. Când mă spun la timpul implicat, mă refer la prioritățile pe care tu le notezi în agenda ta și ești dispus să faci sacrificii, să plătești prețul pentru a le putea face, pentru a le putea atinge. Pentru că s-ar putea, nu știu, zic, din programul tău foarte încărcat, să renunți la o oră de, nu știu, de uitat la televizor sau poate la ieșit la un grătar, la o iarbă verde care acum au început să dea rod, a venit primăvara, sau poate va trebui să renunți, să mergi la o onomastică, la o nuntă sau la o distracție, pentru că ești implicat într-o altă activitate care îți aduce venituri suplimentare. Și dacă ești un om organizat și o să ți le planifici, te asigur că o să le poți să le faci pe toate. Dar pentru asta ai nevoie de organizare și de o stabilire a priorităților. Ok, mergem mai departe. Mai punem încă o întrebare. Ce aș putea pierde? Care sunt pierderile dacă mă implic în afacerea asta? Hai să vedem ce pierdem. Eu nu am prea găsit ce pierdem, de aceea nu am să vă dau prea multe variante, pentru că nu ai să pierzi nimic, nu riști nimic. Știi ce ai putea pierde? Dacă nu te implici. Și dacă treci și întrebarea ce aș putea câștiga dacă mă implic, în momentul în care vei trage linie, chiar dacă ar fi să nu demarezi business-ul, o să spun că plusurile și câștigurile sunt faptul că faci parte dintr-o echipă, dintr-o organizație, dintr-o echipă de oameni entuziaști, motivați, alături de care poți să începi să gândești diferit, să fii mai optimist și asta îți va aduce un plus, numai plusuri. Plusuri în creșterea imunității, plusuri în foarte multe lucruri. Un alt plus înseamnă produsele bio pe care poți să le folosești și să ai iarăși plus de sănătate. Nu mai vorbesc de faptul că recomandându-le sunt o grămadă de beneficii. După ce îți vei răspunde la întrebările astea, nu au fost întâmplătoare, dar sunt importante, pot să spun că poți să treci la acțiune. Alături de îndrumătorul tău, de persoana care te îndrumă, poți să treci să îți faci înregistrarea și să plasezi prima comandă. Asta e primul pas. Alături de organizația Schwarz, pentru că noi facem parte dintr-o echipă, organizația Schwarz Global, care ne asigură atât întâlnirile, cât și evenimentele la care putem participa, de unde ne putem lua entuziasmul, motivația și să învățăm cum să devenim antreprenori de succes. Pentru că dacă astăzi ești un începător, un învățăcel, vei constata în timp că vei cumula experiență și vei deveni alt om. Și te asigur că după maxim o lună de zile de implicare și de participare la evenimentele pe care îndrumătorul ți le va propune, vei deveni un alt om. Și o să-ți placă de tine, garantat. Punctul numărul 2 din lista de acțiune. Am spus în primul rând, primul punct, înregistrează-te și plasează prima comandă, pentru că este important să folosești produsele, să le poți cunoaște astfel încât să le poți promova.
Punctul numărul 2 spune, fă-ți o listă de nume. Lista de nume este capitalul în afacerea EMOI. Cine pe cine poți să pui pe lista de nume? Cunoștințe, nu doar prieteni. Prieteni s-ar putea să nu ai foarte mulți, dar dacă, sau mă rog, acum mai nou prieteni pe Facebook sau prieteni sau lista ta din telefon, sunt suficient de persoane pe care poți să le abordezi, repet, tot cu îndrumătorul tău și cărora să le propui colaborare și parteneriat cu tine și cu EMOI. Așa cum și tu ai făcut parte din lista celui care te-a invitat, și tu poți să-ți pui pe lista ta persoane pe care le apreciezi, pe care le respecti și cărora vrei să le întinzi o mână, să faci parteneriat și echipă cu el. Ok, mergem mai departe. După ce am făcut lista, punctul următor, punctul numărul 3 spune să faci invitații și să arăți planul de marketing și avantajele, produsele pe care poți să le oferi și să le recomanzi. Următorul punct vorbește despre citește cărțile recomandate și ascultă CD-uri. Aici, la capitolul ăsta, de ce este important să citim? Vedeți, noastre sunt poate lucruri, deci din ceea ce vă spun, din toate acțiunile despre care vă vorbesc, nu știu dacă vi se par sau nu ciudate, dar probabil că nu le-ați mai întâlnit. Nu sunt ciudate, doar sunt puțin diferite față de acțiunile dumneavoastră zilnice. Nu știu dacă până astăzi, eu știu, la servici sau în altă parte, nu vi s-a spus citește mai mult sau cărți, anumite cărți, dacă nu v-au făcut recomandări, sau poate au primit o recomandare cineva care a citit o carte și i-a plăcut. Cărțile pe care noi vi le recomandăm și vi le sugerăm să citiți vă ajută extraordinar de mult. În primul rând, pentru încrederea în tine, pentru creșterea stimei de sine, pentru o atitudine pozitivă, pentru a-ți forma un vocabular cu să poți să vorbești și să intri în conversații cu oameni cu care te întâlnești la un moment dat. Poți să înveți ce înseamnă să fii un antreprenor. Sunt o grămadă de lucruri pe care te pot ajuta să devii persoana la care visezi. Da, la care visezi. Pentru că, nu știu, asta te-am întrebat și la început, când ai vorbit ultima oară cu tine? Când te-ai uitat în ultima oară în oglindă și ți-a plăcut despre tine? Ți-a plăcut de tine, nu despre tine, de tine. Că arăți bine, ești mulțumit de tine, de toate realizările tale, când ai vorbit cu tine. Ei, te asigur că după ce vei citi ceva cărți, o să-ți placă mai mult de tine. Și vreau să-ți fac câteva recomandări. Cărți care sunt o mică parte, sigur cu îndrumătorul s-ar putea să-ți recomande poate altceva, dar nu uita și de unele cărți precum Începe cu ce nu-ți place. Este o carte a lui Brian Tracy, e o broșurică ușor și rapid de citit și după ce o vei răsfoi, o să, pentru că știți de ce să începem cu ce nu ne place. În general, lucrurile care nu ne plac, nu le facem. Nu-i așa? Și de cele mai multe ori, lucrurile care nu le plac ne-ar putea aduce mai multe beneficii. Cum ar fi? Vă place să faceți sport? Mie nu prea îmi place. Mă rog. Dacă nu fac sport, nu mi-aduce beneficii. Vă place să mâncați numai legume ferte, pentru că astea sunt foarte sănătoase? Nu ne plac, dar care sunt beneficiile care ne le aduc? Ei, despre asta vorbim, că în general lucrurile care nu ne plac, de regulă, aduc mai multe beneficii decât lucrurile care ne plac. Și în timp o să ajungi să-ți placă și aceste lucruri care nu-ți plac. O altă carte extraordinară se numește Crede și vei reuși. Tot al lui Brian Tracy, îmi place foarte mult cum scrie și sigur că este extrem de important să crezi în primul rând. Știți cum spunea și Iisus, fericiți vor fi cei care vor crede înainte să vadă. Sau fericiți sunt acei care au crezut fără să vadă. Da, ai nevoie să crezi, chiar dacă acum nu crezi, că ești valoros, că și tu poți, că ești extraordinar, că ai aptitudini și ai abilități extraordinare, doar că sunt într-o fază latentă acolo și de care nu ești conștient și trebuie scoase. Cineva ți le-a descoperit, cel care te-a invitat în seara asta. Te-a descoperit și a văzut că ești valoros, că ești un om atât de valoros încât nu conștientizezi, nu-ți dai seama. Dar toate aceste lucruri, citind cărțile, te vor ajuta să te descoperi. O altă carte care mie mi-a plăcut foarte tare, Urmează-ți inima. Este
tiparul business-ului, dacă aș putea să spun așa. Iar o carte care o să vă ajute foarte, foarte mult, se numește Personalitate Plus, este cartea care te va ajuta în primul rând să te descoperi pe tine, să-ți descoperi temperamentul și să poți socializa și să descoperi temperamentele celor din jur și să știi cum să te comporți și cum să vorbești cu cei din jurul tău. Este o carte minunată care ar trebui să o citească absolut toată lumea care lucrează cu publicul, lucrează cu oamenii și nu numai. Pentru absolut toată lumea. Și am lăsat la urmă, dar nu e cea din urmă, aș putea să spun cea din tâi. Îmi place foarte mult cartea asta, este o carte de studiu, Succesul în viață. Tot Brian Tracy. Acum, sigur că îndrumătorii dumneavoastră o să vă recomande ceea ce consideri că vi se potrivește personalizat pentru dumneavoastră. Bun, și după ce am vorbit despre cărți și despre CD-uri, și spun CD-uri pentru că încă o să le mai găsiți pe la îndrumătorii dumneavoastră, pe aceste CD-uri veți găsi înregistrate persoane care au rezultate, oameni de succes, de la care chiar ai ce să înveți și poți să înveți o grămadă de lucruri. Atât poveștile de succes, dar cât tehnicile de lucru care au determinat succesul. Și mergem mai departe. Punctul 5. Punctul 5 este să fii prezent la toate întâlnirile și la toate evenimentele organizate atât de EMOI cât și de organizația Schwartz. La EMOI veți găsi întâlniri, traininguri organizate special pentru noi toți, pentru a cunoaște produsele, pentru a le putea folosi și a le putea promova. Sunt extraordinar de interesante trainingurile de la EMOI. Iar întâlnirile organizate de Schwartz ne ajută să ne disciplinăm. Și știi ce înseamnă un seminar? Înseamnă să investești în tine. Cei care aveți copii cunoașteți sentimentul că trebuie să puneți un ban deoparte pentru a merge la școală, pentru că trebuie să studieze. Ei, și noi trebuie să studiem atunci când vrem schimbări în viața noastră și vrem să avem un alt statut, un alt stil de viață, trebuie să facem schimbări și să investim în noi. Când spun în noi, inclusiv o carte, atunci când ai cumpărat-o, ai investit în tine. Cât costă? Nu știu, 3 lei, 10 lei, 30 de lei? Ei, ai investit în tine pentru că citind acea carte te va ajuta extraordinar de mult. Iar despre seminarii, despre întâlnirile la care astăzi e un gen de întâlnire la care sunteți prezent, din punctul meu de vedere cred că este foarte importantă. Pentru că îți construiește viziunea, pentru că te ajută să vezi ceea ce poate nu în fiecare zi întâlnești și vezi. O comunitate diferită față de cea pe care o cunoști și ești familiarizat cu ea. Și o să-ți placă, nouă ne place foarte tare. M-aș bucura să-ți placă și să fii prezent de fiecare dată atunci când sunt anunțate și sunt prezente întâlnirile noastre. Aș putea să vă spun despre mine că atunci când mi s-a promovat o primă întâlnire și trebuie să recunosc că nu erau întâlnirile online, erau întâlnirile offline, adică față în față. Acum de o bucată de vreme de când suntem cu pandemia sunt aceste întâlniri, dar sperăm și ne dorim din tot sufletul să revenim la normalitate, să ne întâlnim, să ne putem îmbrățișa, să putem discuta și să relaționăm ca și înainte. Vă spun că la prima întâlnire la care am fost invitată nu am participat. Și ia ghiciți de ce. Am spus că nu am bani și chiar n-aveam. După ce m-am întors de la eveniment, după ce s-au întors de la eveniment cei care au participat, mi-au pus o întrebare la care nici până în ziua de astăzi n-am știut să răspund, dar vă spun că mi-a rămas așa precum un nod în gât. M-au întrebat așa: consider și crezi că ești mai bogată cu banii aia care ai fi putut să-i dai să mergi la seminar? Ai reușit să-i pui deoparte și crezi că e o investiție bună punându-i deoparte? M-am blocat. Oricum nu-i aveam, nu-i mai aveam, adică acei bani, ceea ce însemna costul evenimentului, nu era o sumă chiar atât de importantă încât să-mi aducă să mă îmbogățesc cu ei pentru că nu i-am cheltuit acolo sau să-i economisesc, nici cum. În momentul în care mi-au povestit cum a fost și cum s-a derulat evenimentul și ce oameni extraordinari au fost și cât de multe lucruri au învățat, ceea ce a determinat succesul sau grăbirea succesului lor, am fost extrem de supărată pe mine că nu m-am dus. La primul seminar la care am participat, mi-a plăcut atât de mult încât reacția mea a fost că eu am plâns la acel eveniment. Acolo am văzut succesul cu adevărat
Și am zis, am văzut oameni care au reușit, oameni cu statutul meu sau chiar cu mai jos decât mine, oameni simpli, oameni modești, oameni cu studii, oameni de toate categoriile. Am cunoscut și m-am simțit în cercul lor, nu străină pentru că eram pentru prima dată, atât de familiarizați cu mine, s-au comportat de parcă m-ar fi cunoscut de nu știu cât timp, m-au încurajat, motivat, învățat, încurajat să și eu să pot să construiesc și să ajung undeva. Vă spun că de la acea întâlnire mi-am făcut o promisiune împreună cu soțul meu că nu o să mai lipsim niciodată de la niciun seminar. Ceea ce am învățat de acolo nu se poate compara cu nimic. Acel seminar, sau datorez succesul meu, acestor evenimente care ne-au ajutat să ne descoperim și să ne construim pe noi. De aceea vă spun și vă sugerez și vă recomand să nu ratați niciun eveniment pe care îl organizează atât Jvard cât și compania EMOI. Îndrumătorii voștri sunt precum călăuza. El merge înainte și tu urmează-l, pentru că el a trecut pe acolo și are o experiență extraordinară și știe care sunt pașii care trebuie făcuți spre succes. Iar seminariile sunt partea, sunt pașii sau este locul care îți determină succesul. Împreună cu liderii am discutat, ne-am întâlnit și am discutat câteva aspecte legate de faptul că în perioada asta cu pandemia n-am prea putut să ne întâlnim și am suferit, ne-a durut lucrul ăsta, fiind obișnuiți unii cu alții, dar iată, și tehnologia ne-a ajutat să ne vedem și să fim împreună și un pic a mai atenuat. Dar am revenit pentru că lucrurile s-au descongestionat și am decis să organizăm niște evenimente care să ne ajute să putem să evoluăm și să creștem și să avem rezultate în continuare. Iar aceste evenimente sunt organizate de mine și de doamna Vâjdea. Pentru că suntem la distanțe destul de mari, n-am putut să facem posibil să ne întâlnim cu toții într-un singur loc, dar ne dăjdim până în toamnă să găsim și soluția asta, să ne adunăm cu toții la un loc. Vă sugerez să luați decizia să participați la aceste evenimente, pentru că sunt excepționale. Veți întâlni lideri extraordinari, este o pregătire foarte intens făcută ca dumneavoastră să luați maximum de acolo. Nu mai vorbesc de faptul că vor fi distracții, vor fi dans și voie bună și tot ceea ce implică chiar voie bună. Și o să veniți de acolo extrem de entuziasmați și o să vă placă. Acum, dacă vorbim de costuri, așa cum spuneam, fiți dispuși să investiți în dumneavoastră. Și apropo, de când n-ați mai ieșit undeva să vă distrați și să vă simțiți bine? Poate că a trecut ceva timp. Și gândiți-vă că cineva organizează, fără ca tu să te implici, mergi într-un loc gata, pregătit și organizat. Nu-i puțin lucru, credeți-mă. Astăzi discutam cu o doamnă care i-am propus să participe la eveniment și știți ce mi-a spus? Am o nuntă atunci, nu pot să vin. Și am zis, ok, și cam câți bani dai tu la nuntă? Păi cât? 1.000 de lei. 1.000 de lei, unde stai câteva ore, și ai plecat de acolo poate și trist, poate și obosit, poate nu știu care a fost starea pe care ai simțit-o acolo. Însă gândește-te că aici este un eveniment de 2 zile, 2 nopți de cazare și 3 zile în care nu plătești 1.000 de lei. În care e mai puțin de 1.000 de lei și cu siguranță o să te simți extraordinar și vei învăța foarte multe lucruri. Acum eu nu spun să evitați nunțile, botezurile și distracțiile, pentru că și astea se fac cu oameni. Dar vreau să vă spun ce am făcut noi. Atunci când, la început de fiecare an, marcam în calendar toate evenimentele care le aveam și ori de câte ori primeam o invitație, răspundeam în felul următor. Noi avem o prioritate, avem un business, avem o activitate pe care trebuie să o construim, iar dacă în data respectivă nu avem un eveniment, o să vă onorăm cu prezența. Dacă nu, îmi pare rău. Atunci când ești sincer și spui lucrurilor pe nume, nu are de ce să se supere cineva. Așa că vreau să vă gândiți și să vă stabiliți prioritățile. Ce este prioritar pentru dumneavoastră? Ce este important? Pentru noi, seminariile au însemnat tot. Dacă n-am fi participat, n-am fi ajuns la rezultatele pe care am reușit să le obținem și să ne trăim viața la care am visat-o.
Și să vă gândiți așa, toți oamenii de succes plătesc un preț, atât financiar cât și de timp, pentru a ajunge acolo unde își propun, acolo unde își doresc. Nu e foarte simplu să ajungi în vârf. Sunt niște prețuri de plătit și niște sacrificii, dar rezultatul este frumos. Și până la urmă, cui pasă cât de mult ai plătit sau câte sacrificii ai făcut? Acum, sincer, eu nu-l consider un sacrificiu pentru că îl consider un privilegiu să poți participa la un astfel de eveniment și vă mai spun că sunt și locurile limitate, așa că dacă n-ați făcut încă rezervarea, vă sugerez să vă gândiți să vă obțineți locul la eveniment. Și cine știe, poate vă fac o surpriză și apar și eu pe acolo. Nu știu. Mai vedem. Da. Și ultimul punct și nu cel din urmă, din planul de acțiune, este zâmbește și fii pozitiv. Pentru că oamenii vor sta în preajma ta și oamenii vor vrea să le vorbești și să se asocieze cu tine când vor vedea că tu zâmbești, ești un om pozitiv, le vorbești frumos și le oferi tot ceea ce e mai frumos, un zâmbet. Așa că un zâmbet face mai mult decât 1000 de cuvinte. Sper că nu v-am reținut prea mult, n-am depășit timpul, am căutat să mă încadrez oarecum. Mă bucur că am fost în seara asta împreună, sper că toate informațiile să vă ajute să luați deciziile cele mai importante pentru dumneavoastră și nu uitați, luați legătura cu persoana care v-a invitat și care v-a dat acest link. Vă doresc o seară frumoasă și decizii înțelepte. Abia așteptăm să ne vedem miercurea următoare. Vă doresc o seară frumoasă și spor și Doamne ajută în toate. La revedere! Mulțumim! Mulțumim mult, doamna Dascălu, pentru seara aceasta. A fost ceva de nedescris. Din nou, energie, entuziasm, încredere, tot ceea ce ați transmis este wow! Mă simt norocoasă că fac parte din echipa dumneavoastră și vreau să recomand și eu persoanelor care sunt pentru prima dată să țin aproape, pentru că este o șansă extraordinară de a schimba și de a îmbunătăți viața noastră, că până la urmă pentru asta ne trezim dimineața, muncim și facem lucruri care să se întâmple. Noi vă mulțumim, abia așteptăm evenimentele pe care le organizăm. La mine nu mai sunt multe locuri și am înțeles că nici la dumneavoastră, pentru că oamenii sunt nerăbdători să iasă, să ne revedem și da, o să fie ceva grozav, deci o să fie extraordinar, luați legătura din nou cu îndrumătorii și o să vă spună mai multe detalii. Și eu vă doresc o seară minunată tuturor, apreciez că am fost împreună, vă pup cu drag, de aici din mașină, sunt și eu în drum spre casă și să ne revedem cu bine cu toții. Ne revedem luni, de la ora 20, într-o nouă întâlnire online. O seară frumoasă! Mulțumim!